Asta mare căci că e în concediu. Are, nu știu ce, fibrom sau ceva de genul. Suspect de ceva. E în concediu? Da, e medical. Dar trebuie să vină și ea. Pare că nu e încărcat. Am mai încărcat, e? Și domnul director, nu? Se întoarce, vine pe la fabrică. Da. Da, se întoarce, că sunt o grămă de bubene. Vine, nu? Pompa, asta, cum zice, de la lichidul de parbriz. Urge. Am căutat Gigel și cu Valentin. Una dintre pompele alea de la rezervoare de jos să le facem. Ia lucru acolo. Compresorul nu merge de la rezervoare, de la reactor de acolo. S-a ars motorul. Am vorbit cu Neatiti să-l facă, l-a făcut, dar nu avem o fază, trebuie să tragem, în schimbe tot tabloul ăla de lângă reactor. Și vrea domnul să vedem, a zis că poate duminică să vin iar. Oricum vii ca să ne încarci. Vin să vă și încarc și s-ar putea să vin să și trag tabloul și să punem tabloul pe poziție. Deci e... Dar nu se poate. Corele, corele, corele. Da, simt nimic, că dacă tot n-are ce face în weekend și astea, că să-i lăsăm să vin eu în secție cu ele, cum am făcut atunci, pe 9 septembrie sau ceva de genul. 9 octombrie. Ce să facă? Să pună apă pe palet? Da, da, da. Le pune pe palet, dar cine le înfoliază? Tu! A, da, ce sunt eu din 7 zile, din 7, vrei, dar ia mai lăsați-mă în pace. Dar eu nu te las, mă! Trebuie să mă duc și între 9 și 13 luna viitoare, trebuie să mă duc în București, că am un curs la Palatul Parlamentului de la 4 la 7 seara. A. De-aia mi-am luat concediu, că nu am cum să ajung. Dacă a plouat până la UMD aseară... Cum ajungi? Ai, cum la 4? Păi da. Nu, eu te las, mă, nu. Cine să sui sus să vă dea de la acum? Cine? Tu! Cine să suie, să spele, să facă, să dreagă, să schimbe sara? Nu. Am făcut